Bună seara, dragi prieteni! Vă pupăm pe toți cei care ne urmăriți pe canalul de YouTube David Tachie. În această seară m-am confruntat cu o problemă. David, fiind fanul lui Dani Mocanu, a văzut că în clipul lui apare un leu. Bineînțeles că și-a dorit și el imediat unul. N-am avut ce să fac și a trebuit să mă adaptez cât de cât situației, pentru că el îl și cunoaște pe Dani. Ținând cont că îl și apreciază foarte tare, vrea să-l copieze. O să vă arăt imediat ce a urmat și ce am putut să fac pentru David. Ce vrei, David, să le arăți astăzi la fani? Uitați, am un tigru. Ăsta e tigrul tău? Da, Dani Mocanu n-are. Da, și a rămas ăsta al tău. E lui ăla. Ia pune mâna pe el. Noaptea asta vrea să dormă cu tigru. Aoleu, și ai curaj? Și vreau să vă arăt ceva, prieten. Ce să ne arăți? M-am prefăcut că dorm, dar nu am adormit. M-am prefăcut. Și unde o să ții tu tigrul ăsta? Ce o să faci cu el? O să-l bag în... În pătuțul tău? Mhm. Și dorm acolo. Deci îl punem aici la tine în pătuț? Că tu nu mai folosești, că ești mare. Păi... Și acum în cap. Leu meu vine după mine la culcare. O să deschid poarta. Hai, du-te și deschide poarta să vină leu după tine. Așa. Am o surpriză pentru voi. Ce surpriză? Am un șarpe. Hai să vedeți. Deschid poarta. Și ce faci tu cu șarpele ăla? Mai deschid. Și aici intră și... Am o surpriză pentru voi. Ce surpriză? Un șarpe. Aoleu, iară. Dar vreau să vă arăt ceva. Ce vrei să faci tu cu șarpele ăla? Cu el în cușcă. Să îl scanez. Ia întoarce-l așa să-l vedem și noi mai bine. Îl scanez. Nu ți-e frică de el? Un șarpe l-am prins în pădure. În pădure l-ai prins? Da. Ce vrei să faci tu cu el? Pe cine vrei să sperii? Deschid. O să-l sperii pe Alin. Când o să vină? Și o să deschid poarta că mă duc undeva. Da, ți l-ai pus de gât? Da. Dar e creepy. Și mă duc să-l scanez. L-am dat jos. După cum și voi v-ați dat seama, aceea este o aplicație. Deci este un efect numit Tiger pe Instagram. Bineînțeles că n-am putut să-i aduc lui David un tigru real, dar noi ne-am amuzat foarte tare cu aplicația asta și chiar l-am făcut pe David. M-am gândit să vă recomand și vouă pentru amuzamentul copiilor, pentru că cred că orice copil și-ar dori să aibă pentru o zi un tigru în casă. Nouă ne-a plăcut foarte tare. Tocmai ce v-am și... Și pe această cale aș vrea să-i rog pe toți cei care ne urmăresc aici să ne urmărească și pe Instagram. Instagramul meu se numește Mihaela Tache. Și Instagramul lui David se numește Tache David Andrei. Cu bară jos între ele, bineînțeles, și la lui. Noi vă mulțumim foarte frumos că ne urmăriți în fiecare seară și că sunteți alături de noi. Vă mulțumim pentru toate comentariile pe care ne le lăsați, pentru toate părerile, indiferent că sunt de bine și de rău. Am vrut să vă mai pun în vedere comentariile dumneavoastră de la videoclipul anterior în legătură cu Pindea. Deci, după cum v-am spus, nu este o persoană rea. Într-adevăr a făcut o greșeală pentru că nu trebuia să ia decizia asta fără mine. Oricum nu ar plece cu copilul de acolo. Doar că el a încercat-o. Fiind ziua lui Alex, Pintea a vrut să-l ducă și pe el la Strehaia să-și petreacă timp cu verișorii lui. Însă David oricum cunoaște fiecare membru al familiei, inclusiv pe cei mici. Deci nu trebuie să meargă neapărat la Strehaia fără mine. Bineînțeles, poate cândva îl voi lăsa să meargă cu taică-su, pentru că Alin e cel mai în măsură să-l ia pe David și să...
Mie, sincer, nu-mi place agitația de acolo. Indiferent că cei de la Strehaia spun că vai nu mă suportă și vai nu știu ce, credeți-mă că fiecare dintre ei, cât și Leo, cât și patroana, au locuit cu mine în casă, ne-am înțeles extrem de bine. Situația altfel, pentru că am avut anumite certuri, în fine, eu chiar nu am nimic cu nimeni, pe mine mă interesează viața mea personală, copilul, pe timpul petrecut cu el, cu Alin, deci nu mă interesează altceva și nici vreau să dau curs puții, pentru că Alin a plecat o scurtă perioadă de o zi la Strehaia. O să dau împreună cu el răspunsul pentru Cristi Marin, când se va întoarce. Și o să vă dau toate noutățile acolo. Mulțumim încă o dată că ne urmăriți și vă pupăm!